26 deja stabilisem împreună cu conducerea, cu domnul președinte, staful de la domnul președinte Tăriceanu, că pentru astăzi și mâine și săptămâna viitoare, când domnia sa este plecat în delegație, exercitarea atribuțiilor de președinte se publică în Monitor Oficial și era vorba despre mine, de-aia a ajuns la mine. Doi, sigur că fiind un subiect care îl viza direct pe domnul Călin Popescu Tăriceanu, nu avea cum să ajungă acest referat și aceste documente direct la domnia sa și au ajuns la mine. Eu am pus o rezoluție către biroul permanent, semnat 7-11-2018. Aceste documente vor ajunge la biroul permanent al Senatului, care, unde va trebui să decidem. Procedural, decizia biroului permanent va fi să le trimită toate aceste documente către Comisia Juridică și de aici încolo Comisia Juridică să întocmească un referat pe care să-l prezinte plenului. Doresc să mai precizez că între orele 15 și 10, probabil până pe la 18-18.30, momentul în care n-am putut să confirm că a venit o astfel de solicitare, a fost timpul în care s-a făcut predarea primirea celor 73 de volume. Înțeleg că e o întreagă procedură, se inventariază pagină cu pagină, se îndosariază, se sigilează, iar aceste documente în acest moment înțeleg că sunt sigilate la Comisia Juridică, urmând ca în momentul în care Comisia Juridică va fi sesizată formal, să le poată desigila în prezența probabil și a unui avocat al domnului Tăriceanu, să le dezbată, să le vadă și să avem referatul din partea Comisiei Juridice. Referatul pe care l-am primit, cel care însoțea adresa de înaintare, am luat decizia să fie sigilat și va fi prezentat biroului permanent în acest format sigilat. Documentele pleacă de la semnat de mine către biroul permanent. Repet, în biroul permanent putem eventual să desigilăm referatul sau să decidem că îl trimitem direct către Comisia Judică și cei de la Comisia Judică să-l deschidă, să-l evalueze și, bineînțeles, să evalueze toate cele 73 de volume. Dacă sunt întrebări. Sigur, vă spuneați că ieri la 15 și 10 s-a primit la conducerea Senatului această solicitare. Aș vrea să-mi precizați exact ce înseamnă conducerea Senatului. Uh-huh. Și în al doilea rând, dacă ați vorbit sau ați anunțat pe domnul Tăriceanu, eventual după ora 18, când spuneți că s-a terminat predarea, primirea dosarului. Mi-e mai ușor să răspund, mi-e mai simplu să răspund la a doua întrebare și anume, nu am vorbit, nu l-am anunțat pe domnul Tăriceanu pe acest subiect. Doi, înțeleg că aceasta este procedura, la secretariatul președintelui Senatului se înregistrează aceste documente atunci când se aduc documente către conducerea Senatului. Există o adresă, mă rog, o ștampilă și un număr de înregistrare pe care scrie Senat Președinte, numărul, data, ora 15 și 10. Ora 15 și 10 am fost informat de cei de la staff din Senat că a fost această oră. Eu am aflat ceva mai târziu de ora 15 și 10, evident, de altfel. Deci de la stafful președintelui Senatului vi s-a trimis sau ați fost anunțat dumneavoastră că a fost primit acest dosar, deși la ora respectivă Călin Popescu Tăriceanu era în Senat în biroul său. Nu știu unde era domnul Călin Popescu Tăriceanu. Eu pot să vă spun subiectele care mă vizează pe mine. La mine, la birou, a venit cineva din staff, mi-a prezentat aceste adresa de înaintare și referatul, am scris pe el către biroul permanent, semnat 7-11-2018, am semnat. Ca în ideea ca aceste documente să meargă către biroul permanent. Celelalte subiecte, cine era, unde era, la ce oră, nu pot eu să comentez de niciun fel. Nu, și nici nu aveam de ce să-l anunț pe domnul Liviu Dragnea de aceste cereri. Poți să-l anunț formal sau poți să-l anunț informal dacă am spus că nu l-am anunțat? Dar având în vedere că legal, la momentul respectiv, dumneavoastră nu preluaseți atribuțiile domnului Tăriceanu, nu v-ați pus un semn de întrebare de ce a venit la dumneavoastră anume acea solicitare și de ce a venit staful cu solicitarea dumneavoastră și nu un alt vicepreședinte al Senatului, de exemplu de la PNL, Alina Gorghiu? Da, am răspuns la această întrebare. Da. Numai puțin să reiau răspunsul. Am spus așa, că e clar că sunt patru vicepreședinți. În opinia mea, atât timp cât era un subiect care viza pe domnul Călin Popescu Tăriceanu, nu avea cum să meargă staful direct la domnul Călin Popescu Tăriceanu să-i aducă la cunoștință. E clar că ar fi trebuit să ajungă la unul dintre vicepreședinți. Motivul pentru care a ajuns la mine, unul dintre ele, este legat de faptul că și astăzi și mâine și săptămâna viitoare, pentru că domnul Tăriceanu trebuia să fie plecat în delegație și astăzi și mâine și respectiv săptămâna viitoare, decisesem deja ca persoana care înlocuiește legal, prin decizie publicată în Monitor Oficial, eram eu. Acum, de ce a decis staful să ajungă la mine? Am spus astăzi, mâine și toată săptămâna viitoare. De asta spuneam că în momentul în care staful a venit la dumneavoastră,
Era el când eu am oferit un răspuns. Celelalte întrebări, sau dacă nu sunt suficient de lămuritor, eu probabil că puteți să întrebați la cei de la staff de ce s-au gândit să ajungă la mine și nu la unul celălalt vicepreședinte sau celălalt vicepreședinte. Date care se referă la interceptări în acest dosar care se referă la președintele Senatului, domnul Tăricianu? În primul rând, nu cunosc conținutul dosarului acesta care îl vizează pe domnul Călin Popescu Tărician. Celelalte subiecte legate de Comisia de Control SRI, unde noi, sigur că încercăm să aflăm și să urmărim mandatul pe care l-a avizat pe domnul Tăricianu, sunt subiecte pe care le discutăm la nivelul comisiei, iar în momentul când avem concluziile prezente. A fost audiat, am fost sesizat cu o serie de lucruri, am fost sesizat și cu mandatul domniei sale. Pe noi ne interesează de ce s-a solicitat acest mandat. Conținutul informațiilor, sigur că sunt chestiuni mai degrabă operative, cred. Nu e locul și momentul să dezvoltăm aici subiectul. Se pare normal ca un membru al Senatului, un senator, să nu pune la scoteală că este președinte al Senatului, să afle din presă că a venit la Senat cu o cerere de începere a urmării penale. Repet, un senator, nu un președinte al Senatului. Păi, întrebarea este cum a aflat din presă. Adică știa presa și el nu știa. Da. Noi am mai văzut situații în care persoane erau în fața procurorului și citeau pe la televizor sau în spațiu public care erau acuzațiile. Întrebarea, dacă îmi permiteți, era de ce dumneavoastră nu l-ați anunțat după ce ați preluat, s-a făcut toată procedura legală la ora 18 și ceva, de ce nu l-ați anunțat că există această solicitare primită la Senat în privința domniei sale? Nu știu, e o interdicție sau? Nu este o interdicție. Nu eu am spus presei despre acest subiect. Am văzut... Sunt informații care au apărut în presă, înțeleg pe surse că a fost trimisă. La un moment dat, fiind întrebat, a trebuit să confirm acest subiect. Da. E clar că domnul Călin Popescu Tăricianu sau orice senator a fost informat la un moment dat formal în momentul în care toată această procedură ajungea la Comisia Judică, pentru că oricum va trebui să fie prezent când se desigilează documentele, prezent cu avocat dacă dorește să vină, să participe la discuții. Celelalte subiecte, înțeleg așa, de ce nu l-am sunat eu imediat pe domnul Tăricianu? E o întrebare care se pune. Nu l-am sunat. De ce ați preferat să confirmați public ora 21 și nu dispuseți și domniei sale? Oficial sau neoficial? Nu cred că pot să am o discuție oficială sau neoficială. Mă întrebați de ce nu l-am informat. Singurul răspuns este că nu l-am informat. De aici încolo, că trebuia sau că nu trebuia, că trebuia să merg să-i spun că nu trebuia, sigur că sunt lucruri pe care fiecare le poate decide. Formal nu știu dacă ar fi trebuit să-i spun eu. De-aia probabil că și documentele au ajuns la cabinetul președintelui și de acolo au ajuns direct la mine ca să nu-l vizeze direct pe domnia sa. E clar că va lua cunoștință de conținutul documentelor, de conținutul referatului, de conținutul adresei și de aici încolo sunt chestiuni absolut formale la care domnia sa sau avocatul domniei sale va participa. Am mai răspuns la întrebare, vă mulțumesc. Dacă mai este altă întrebare. Ca om politic, sigur că pot să fac o serie de declarații politice și speculații de orice fel, cu probe sau fără probe. O să mă pronunț și eu ca un politic pe acest subiect. În acest moment am venit în fața dumneavoastră doar pentru a lămuri formal care a fost toată această procedură parcursă, toate aceste întrebări pe care le-am tot primit din partea noastră în toată dimineața aceasta, tocmai ca să lămurim cum au evoluat, cum au ajuns și care a fost parcursul acestor documente. Sigur că e evident pentru toată lumea să te trezești astăzi cu niște situații pe care ți le impută că s-ar fi întâmplat acum 12-14 ani, mai mult sau mai puțin, te gândești ce s-a întâmplat, dacă e foarte solid dosarul,
dacă nu e solid dosarul, de ce a fost ținut atâta, ce interes a fost să fie ținut atâta, de ce s-a ales acest moment să plece de la DNA, parchetul general, să ajungă la Senat. Sunt o serie de suspiciuni pe care le poate avea orice om care face politică, însă cred că atunci când se va vedea conținutul dosarului, să putem să vedem exact ce s-a întâmplat și de ce a fost acest parcurs al unor fapte, presupuse fapte de acum 10, 12, 14 ani sau de când sunt ele. În momentul în care ați discutat cu președintele Senatului, ați rămas în continuare la conducerea Senatului, având în vedere că nu a mai Din câte știu, decizia publicată în Monitor Oficial produce efecte, pentru că nu a apărat o altă decizie. Da? Deci domnia sa nu este, în acest moment, nu exercită atribuțiile de președinte a Senatului pentru ziua de astăzi și mâine. Săptămâna viitoare nu știu ce o să mai fie, dacă își anulează sau nu plecarea. Știu doar ce fusese ca discuție inițială. Nu am apucat să discut cu domnia sa subiecte de orice fel, pentru că nu am apucat. Între mine și domnul președinte al Senatului a existat și există tot timpul comunicare pe tot felul de subiecte. Totuși acesta este un subiect delicat care, repet, vizează o serie de suspiciuni, și atunci am preferat să nu am un dialog cu domnia sa în acest moment. A aflat și domnia sa pe de parte din spațiu public, pe de altă parte va avea acces la toate documentele. Așa că nu am considerat, ca să nu existe nicio altă suspiciune, să existe un dialog cu dumneavoastră. Având în vedere că dumneavoastră ați și văzut acea pagină cu solicitarea procurorilor, v-aș întreba despre ce acuzație este vorba, în acea primă pagină doar, nu în fapt de trimitere la referat. Nu vreau să intru eu în conținutul documentelor, de aceea am și luat decizia să... Imediat. Nu vreau să intru în conținutul documentelor, de aceea am luat și decizia de a sigila referatul și a fi prezentat în formă sigilată către birou permanent. Sigur că în birou permanent îl desigilăm sau discutăm pe el. Probabil că și acest document adesea de înaintare, odată ce va urma circuitul, va deveni sigur document public, dar nu vreau să fiu eu cel care să intru pe conținut să dezvolt. Dar ați văzut acea adresă de... Adresa de înaintare o am în față. Ce am putut să vă spun în opinia mea atât? Da. Ce am putut să vă spun în opinia mea, în care am putut să... elementele la care am dorit să vi le spun, era cel legat de ora la care a venit, da. Și faptul că sunt 73 de volume, de la 190, 150 până la 300 de pagini fiecare dintre ele. Deci, am spus 150, 190, 200, 300. Nu am făcut o socoteală, dar repet, 244, 233, 232, 302, 289, 195, 192. Având în vedere că aveți la dumneavoastră această primă pagină, deci nu este secretă în niciun fel, ne puteți exact citi ce scrie acolo? Sau măcar să ne arătați la camere, ca să ne lămurim și noi. O să citesc dintr-un clasic în viață. Altă întrebare. Mai sunt întrebări? Da, nu știu și nu pot să comentez astăzi care va fi decizia Partidului Social Democrat. Cred că e foarte important să se intre imediat. Cred că este foarte important să se intre pe conținut, să existe o discuție foarte clară pe ce înseamnă acolo, tehnică la nivelul comisiei juridice, și de-abia după